Nu e rău, dar tu te-ai aruncat în desene foarte mari aici, da? Și asta e greu de terminat. Vezi că asta ar trebui să fie un picuț mai lung și are o mică greșeală de perspectivă aici, da? Și aici, da? Dacă nu e de notat asta, când ce sens are să-ți dau un 3, să zici că, da? Nu are sens. Da, și asta, asta e o planșă care, da, GD-ul e mai slab. Cum ai putea să o scoți în 15 minute? Păi îi pui umbre și accente. Dar nu subestima puterea accentelor. Da? Să scoată o planșă. De multe ori. Și mie mi-e greu cu asta, recunosc. Mie mi-e greu să fac contratimp, știi? Ai că îmi place să stau take my sweet time. Dar asta e. Uneori trebuie să fie contratimp. Vezi aici la prea multe pătrățele de astea. Zici că ai un fetiș intelectual cu pătratele tăiate de o linie, da? Hai să nu punem de astea, da? Și cred că e cam lungă casa. Sigur, e cam lungă. Da? Nu e rău. Asta ar fi o planșă care ai putea să o predai. Dar ai lua destul de puțin pe ea. Jumătate de oră în plus, de scos accente, pus încă o culoare, da? Chestii de astea care îi dau, trebuie să spui mai multă din personalitate la bătaie, știi? Nu ține ideile pentru tine. E ironic, mai puțin partea asta a personalității, care nu vrea să accepte că aici ai șiță și nu sunt de astea de tigrișor. Da? Trebuie în permanență să toate ideile tale cele mai bune să le arunci acolo, știi? Nu le ții pentru tine. Da? Foarte ok, finuț, numai că am desenat foarte încet. Încă o oră de hașură și asta e o planșă bună, da? Nu pun notă că nu are sens. Asta ar fi, da, asta ar putea trece cât de cât la limită, dar nu are. O, ce e aici? Mizerie? Gunoi? Măști de alea de corona folosite? Da. Rău nu este. Dar îți trebuie stilul un pic mai curat, da? Trebuie să faci tu balansul între 80% la care îl faci pe autopilot, nici nu te gândești la el, nici nu te da. De-aia voi nu aveți viteză, că nu aveți 80% ăsta, înțeles? Pentru voi încă e ca atunci când, știi? Cum avem curent electric? Wow! Fantastic, wow, știi? Ai barul, standardul pus prea jos la ce este relevant, știi? Asta trebuie să fie pe autopilot cât mai repede, ca după aceea să poți să treci la unic. Da, nu e rău. Prea încet. Să fim atenți cu lucirile astea. Încearcă să-i dai un break pattern cu pomișori, cu chestii, da? Că nu fac corectura asta. Asta fi predată, da? Da. Nu e rău. Ce notă ți-aș fi pus pe asta? Nu e de trecut în niciun caz. Și umbra asta, mama, e sigur se întoarce așa. Și pune umbrele astea peste tot. Nu mai spargeți cu atâtea goluri, că nu. Se văd ăștia, sunt voaiori, da? Hai să nu-i facem voaiori. Să fie cât de cât de bun simț, știi? Ma. Ce să faci? Asta este. Da, se mai întâmplă și de astea. Da, un început bun. Desene de genul ăsta sunt greu de terminat, că sunt mari. Da? De aia zic împărțim la 12 când facem, da? Se retrage mereu sticla în interior față de muchie, da? Da, e foarte bun desenul, numai că nu ți-am corectat și în aia finală. Îi lipsesc aici, consistența logică. Vezi că iluzii optice creezi cu pe bandă rulantă. Nu e rău desenul ăsta. Este accentul pus unde trebuie. Vezi că ai să pui omul ca înălțime unde trebuie, da? Da, merge. E bine, dar poți să-l desenezi un 20% mai micuț, da? Ca să nu te chinui să ai mult de hașurat. Retrage mereu sticla în interior, da? Da. E bine, dar nu e terminat. Asta e o planșă foarte bună, da? Cred că asta ar fi fost cea finală. Asta ar fi fost de un. E un pic prea agresiv, da? Concurează chestiile între ele. Poate aș fi pus un pic de galben aici să atrag atenția. Dar asta mi s-ar părea un 7-40 pe puțin, știi? Că pare că are și logică aici, că l-ai pus, da. Da, un 7-60 în zona aia trebuie un pic mai finuț. Dar este foarte bine. Și aici sunt niște greșeli de perspectivă. Da. Și aici ar fi fost de un 6, să știi. Adică nu. Un 6 și ceva lejer. Da, dar hai să încercăm să luăm mai mult la admitere decât la bac, da? Asta ar fi principiul. Să luăm mult la admitere. Da, e ok ce e aici. Dar tot așa, un pic mai. Scapă de astea, de uite, linia orizontului, de ce e continuată în perspectivă cu, știi? Tu ai un stil ăsta sensibil. Foarte bine, numai că trebuie să avem 80% ul ăla mai clar. De acolo vin problemele, da? Hai, chenăraș. Da? Am discutat? Da, asta ar fi fost de un 5 și un pic. Sunt încă chestii prea brutale și prea simetrice. Aici e un desen bun, să știi. Da? Da.
foarte bine, da, și aici unde sunt bun. Problem. De paginație, de tot. Încercați să nu aveți foarte multă umplutură din asta, da? Asta ar fi fost cea inițială, să înțeleg. Nu, asta e cea avansată. Asta e cea finală, nu știu unde ai predat-o. Ai fi predat-o pe alt link, habar n-am, sau am corectat-o pe asta, parcă n-am mai văzut-o până acum. Dar e cam de un 6 cu minus, dar e prea tăieturi, prea mult haos. Încearcă să scoți planeitatea asta mai clar, ce e umbră, știi? Și ce e umbră proprie. Asta ai încercat tu aici, dar arată ca un Mickey Mouse. Da? E aceeași, da. Îmi place vouă să-mi faceți astea, surprize, aceeași planșă de două ori. Da. Vederile, da? Rău nu e, dar dacă e cea finală, nu e. Nu e cea finală, e prea spart stilul de desen, nu e sistematizat deloc, da? Prea un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo, trebuie să fie un pic mai... Se vadă că e aceeași persoană. Și vezi că e o greșeală imensă de perspectivă aici. Da, a discuta despre asta este prea, prea puțin. Prea puțin. Zona asta e iad. GD-ul și schițele. Asta e bine. Ai gândirea aia tehnică. Da, am văzut-o pe asta finală, da? Prea, da, prea artist, așa, prea. Da, trebuie să fim un pic mai temperați. Se simte emoția de... Părem emoțional instabili aici, da? În varianta finală nu e rău ce e aici, e finuț. Dar am zis și la cea finală ce poți să mai adaugi, da? Să fie un pic mai stabil. Am, toată lumea mi-a predat tot peste tot. E foarte frumoasă chestia asta, dar nu știu ce caută aici, da? Da, foarte bine, n-ai avut timp să termin, da? Schițele sunt problema, da? Asta cred că e ok rezolvat, paradoxal, da? Hai. Aici e o planșă bună, dar trebuie să nu o încarci. Ai încărcat-o prea mult la planșa finală și GD-ul e disaster, da? Aici n-ai sistematizat, cum ți-am zis, n-ai făcut 80% ul ăla clar. Și pentru tine faptul că ai liniile astea așa e mare lucru, nu e, da? Copiii aia, că nu știu, eu am copilărit într-un mediu de la, dar nu știu cum e, nu mai țin minte cu ăștia care n-au acces la curent, la, da? Nu știu. Trebuie să ridici standardul artificial mai sus, da? Foarte bine. Asta e finală? Asta e finală. Da, este cam de un 6 și un pic, să știi. Cam zebră. Nu prea înțeleg aici clar ce se întâmplă, dar e ok. Prea agresiv. Trebuie să fii, arăți ca o persoană cu probleme psihice, știi? Care când se enervează, nu vreau să dau povestea exact, dar face, da? Trebuie să fim un pic mai calmi, mai în pace cu noi înșine când începem desenele, da? Astea sunt simulările nefinale, da? Nu aș pune note pe ele că n-ar fi, în afară de câteva persoane care sunt peste 6 și așa, plouă cu 4 și 5, da? Să vedem simulările lucrate mai mult. Nu e rău, sunt calități. Umbrele astea n-au sens că trebuie să vină în direcția asta, da? Că sursa e așa. Deci aici nu e umbră, doar aici sus e, da? Deci e o mică greșeală care putea atrage atenția. Copertina asta e un pic prea mare și aici nu uita că are o piesă, un soclu. Nu urci din prima în casă, urci pe terasa aia și după aceea intri în casă, da? Deci ar fi venit treptele. E în zona aceea de... N-ai GD-ul făcut, știi? Da? La limită, aproape 6, da? Adică aproape intrat. Fiindcă ți-ar scădea pentru asta și ți-ar scădea pentru greșelile de consistență logică, da? Da. Este ce este. Aici avem GD-ul, da, avem o tangență, avem 2 și avem 3, da. Și a treia vine de aici, pac, pusă peste, am uitat să o coborâm însă, știi? Să fie și aici. Da, aici este intrat. Un pic cam lungă umbra asta, să știi. Da? N-are cum să se ducă chiar atât de mult. Și aici cred că are cum să se ducă, fiindcă stai în față, știi? Dar pe ansamblu, da. În zona aceea de poate un 6-80, că zic ăștia că nu ți-a picat fisa la umbra asta, știi? Că e desenată mecanic, cum ar veni. Dar este totul foarte ok. Chit că imaginea nu este extrem de expresivă. Și nici asta nu e foarte, foarte, foarte ok ca monument de, da? Ceva tradițional, da, merge.
N-avem umbrițe. N-avem GD. Ăsta merge. Chit că este un pic de tot, un pic de tot greșit în perspectivă, da? Să ne uităm un pic cum vine. Și nu uita că aici venea intrarea, dar aici ai corectat-o tu că nu avea loc de paginare. Da, n-ai fi reușit să intri cu admiterea asta, da? Nu e suficient. Trebuie să fim atenți un pic la... să nu scape nimic fără umbră, fără... da? Adică nu înțeleg, aici chiar n-ai nicio scuză să nu fie nimic apus, da? Next. Da, tot în zona aia de 6. Coliba asta de aici nu prea... Asta e o clădire de birou, da, foarte frumos. Westforth Architecture, foarte frumos, foarte frumos. Da, perspectiva e ok. Și e tăiat un pic cam mult, poate aici ar fi mers mai bine o bandă, da? Se vede prea mult în casă, știi? Tot în zona aia de la limită, poate, da? Poate admis. Și aici, să știi, în ciuda faptului că se vede clar că sunt niște abilități, e prea haotic desenat. Dar un pic mai coerent. Dar tot așa, la limită, cu taxă poate. Nu era perspectiva, e curat desenat, e un pic, asta n-are nicio logică, din păcate. Încercați să nu... Da? Încercați și voi să puneți linia orizontului mereu, adică știți voi chestiile astea care nu se schimbă indiferent de ce, da? Ce subiect avem? Astea au logică, dar nu e rezolvat GD-ul. Era trebuie să fie construit geometric în plan vedere laterală, da? Umbră niciodată nu o să avem pe fața de-a lungă. Da? O să scadă în draci pentru chestia asta. Nu e rău aici, să știi. Ia, hai să vedem ce avem. Avem fațadele, nu sunt terminate. Nu înțeleg de ce nu le-ai terminat. Ai făcut o schimbare de plan aici, da. Dar nu are logică. Astea trebuie să fie paralele așa. Și de aici ne venea tangenta, da? Coboram ăsta în plan, făceam un cerc pe care era locul geometric, puneam două sfere pe el. Da? Și pe a treia o puneam aici. Mălina a rezolvat asta corect, da? Și vine aici deasupra și o coboram. Da? Nu era perspectiva expresivă, dar monumentele sunt, iau, te, zici că are doi ochișori. Știi? Da? E bună perspectiva, dar nu n-ai fi reușit să treci. Adică se simte hașura că totul e cum trebuie, dar n-ai fi reușit să treci, că nu... Da? Zona asta de aici e foarte... Nu e rău. Avem astea așa, avem da, și avem una pusă peste, nu prea, avem doar pe mijloc. N-ar fi trebuit să fie aici a 3. O ridicam, o întorceam. Dar nu era, tăietura e prea mare, ți-ar fi scăzut clar pentru chestia asta, da? Ți-ar fi scăzut pentru fațada, greșit rezolvată. În rest e destul de ok, un pic îmbâxit așa, da. E ok pe ansamblu. Ia ce frumos aici, un soare, da. Da. Nu prea înțeleg aici ce mă uit exact. Tangența se vede. Trebuie adusă aici, dacă insisti tu să rezolvi în vederea laterală, da? Și pe aceea puneam două, puneam a treia peste. Nu e rău, e un pic de tot agresiv. Dar e bine. Se rezolvate bine fațadele. Tot așa, a intrat la limită, da? Să nu încercăm să exagerăm prea mult cu... E bine că voi sunteți, știi, tinerei până la urmă, adică voi le faceți pe astea prima dată, sunt interesante, da? Încearcă să bifezi toate căsuțele mereu. Nu era imaginea asta, e interesantă, e ciudat așa, da? Dar neapărat, da? Tangența. Tăietura aici e ok, doar un pic brutal, poate să fie un pic mai sensibil, un pic mai puțin desenat, știi? Nu spun cum aș putea zice asta. Probabil că mai pune o complementară, un MOV. Știi? Ca stil de grafică. Da, poate chiar un pic mai mult. Da, nu, 660 e ok pentru, da. Da. Fără GD. Op, problem. Au, uite aici, gardurile astea, zici că te duci la lager. Ia uite ce bicicletă avem. Așa, în față, da? Și lungă, așa. Să zici că e un de la de piesă, un radiator de la un cooler, de la un, da? Un DGD-ul. Nu. Asta ar fi fost ok dacă o desenai mai regulă, autice, zici că are un ochi vânăt. Perspectiva n-ar fi rea. GD-ul nu există.
Nici asta n-ar fi fost rele. Poate cu milă așa să zică că, știi, să zică că hai că vedem că, că sunt niște calități pe aici. Dar eu înțeleg de ce nu hașurez toată suprafața asta ca o suprafață, ce o mâzgălește așa. Știi? Deci ar fi mers bine o reflexie din aceea de oglindă de apă, da? Știi tu de care. Da, e foarte la limită, nu? E șanse minime să fii, probabil, primi 20 sub linie. Da. Avem ăsta pus aici, da. Știu cum fi pus tu deasupra. Că n-are sens, asta e problema. Că să fie două aici. Și cu al treilea pus peste. Știi? Nu e rău ce avem aici, dar ai măcelărit prea mult din casa asta. Încearcă să scoți volumul în evidență un pic mai mult, să fie mai clar că ăsta era un gest, da, voit. E chestia asta aici, nu e clar și asta nu e rezolvat. Da, asta e ok, ok. E ok desenat, da. Nu mi-e clar aici cu GD-ul despre ce e vorba, da. Este tot așa, în zona aia de intrat. Da? Chit că perspectiva asta de aici, nu știu ce le faceți voi la nivelul ăsta de dronă. Faceți ea de la nivelul ochiului, da? Foarte agresiv. Nu se rele ce s-a stea pe aici. De prea agresiv, e prea mult dar, da? Și un pic mai... tăieturile astea mai micuțe, mai finuțe, mai... Da? Se scadă pe lucruri de genul acesta. Nu mi-e clar aici. Am mai pus o planșă în plus, care era greșeală de paginare. Ștefan, ia să vedem aici. Nu era, asta e bine rezolvat. Și asta e ok rezolvată. Chit că e un pic prea spart. Aici, în schimb, game over, da? Așa, ia, te-ai prins tu la astea două? Poate te-ai prins, eu nu contest. Făcut un cerc, da, da. Pus una de asta, păi da, da. De ce n-ai adus-o? Trebuie să o aduci aici, să stea, știi? Chit că este foarte... Deci grafica nu e dusă până la capăt, da? Asta, de fapt, nu pot să... Tot în zona aia de 6, fiindcă a început și GD-ul. Chit că, ți-am zis, e prea spartă casa și nu e grafica dusă până la capăt, special la schițele astea, la schițe avem probleme. Da? E un pic aici deformat, dar îmi imaginez, ia uite cum vine linia orizontului. Da? Și am pus și înălțimea greșită. Ce ca nu niște chestii aici, dar nu, poate să fie mai micuțe astea, să nu te chinui atât de mult cu ele și la mâna liberă, știi? Asta e prea greșită aici. În zona aceea de sublinie. Prima pagină, sublinie. Da, da, da. Da, da. Astea nu sunt rele deloc, da. Aici e problema. Dar este peste, să știi. Chit că nu ai nimic să iasă în evidență cum trebuie. Asta e problema. Da? Plântuțele astea nu sunt ele rele, așa. Încearcă să mai faci tiglișor din ăsta, fă și tu și ți-aia până la capăt, da? Un pic peste, un pic de tot peste, la limită. Dar nu e nimic că se iasă în evidență, da? Chiar nu e. Cineva. Da, e un început aici, ai întors paginarea. Ok, dacă vrei tu să întorci paginarea, dar probabil ar trebui să scadă pentru asta. Dar să întărim aici cum trebuie, dar nu e rău. E grafica foarte ok. E desenul ăsta de linie, de hașură, de tot, da. Probabil că în zona aia. Dar în continuare, nu avem GD-ul făcut. Asta ar fi intrată la limită, da? Da, da, da. Place vă să aibă o aură de-asta, de o blană de-asta în jur. Văd eu pe aici niște arce, niște ceva, dar nu mi-e deloc clar la ce ne uităm. Cred că e rezolvat ăsta într-un mod... paradoxal, așa, știi? De intrată, chit că e un pic ciudat făcută, da? Intrat sigur, da? Dar iarăși nu e nimic special să iasă în evidență. Punem aici bilele împreună. E la limită să zică că, da, ai calități, ai câteva din calități, știi? Da, da. Da. Da, nu e rău. Dar tot așa lipsește, ba nu, stai un pic, nu lipsește GD-ul. Nu, ok. Da.
Un pic de tot o să fie mai grafica asta mai prea după rețetă. Un pic mai clară pe alocuri, știi, prin planul un pic mai. Da? Aici hai să vedem, e foarte ok, ai putea pune totuși oameni, să știi. Da? Tangența vine aici, da. Deci trebuia cercul ăla făcut cu două bile de astea și cu a treia pusă peste, știi? Care ar fi venit aici. Da? Dar este bine. Fără palmieri, fără ciudățenii, da, acestea sunt grafică în plus. Merge, ai putea totuși să-i pui umbrițe, știi? Și ar veni cam de un... Și astea sunt destul de ok, să știi. Chit ca încă un pic faze, da? Nu arată așa asta, în niciun caz. Dar e bine. E cam de un 6-7-10, zice, da? N-a trebuit GD-ul full construit, un pic mai temperată clădirea, umbrele un pic mai clare, da? Și automat devine, și astea fără greșeli, și automat devine peste 7. Da, tot așa, un... nu, stai greșit. În zona aceea de 650, poate un pic mai puțin, astea sunt bine. E destul de temperată. Chestiile astea, să știi că astea afișele, nu, grafica asta de afiș nu prea merge la subiecte principale, da? Asta merge așa ca idee, da? Pe alocuri de pus, da? Și asta este complet greșit. Tot în 650, un 640 poate chiar, da? Da? Să fim atenți că aici e o greșeală masivă de perspectivă. Da. Sunt un pic greșeli de perspectivă, uite aici, de paginație. Da? Nu știu ce clădire e asta. Hai să nu le mai învârtim în paginație și lipsesc fațadele. Da? E prea spartă imaginea. Spartă că lipsesc umbrițele. Stai așa că nu... Da? Lipsesc umbrițele pe partea asta. Nu se citește clar, da? Și trebuie o axialitate pe aici. Aici e o rigolă. Foarte frumos. Adică o chestie care se scurge apa, se suna, în ea și ea se scurge cu totul, da? Foarte frumos, dar nu, da? Tot avem aici o iluzie optică. Ar trebui să fie boscheți să acopere, da? Să nu se vadă punctul de fugă. Și lipsesc umbrele. Intradosul ăsta trebuie să aibă și el o umbră. Materialul ăsta, dacă tot insist să-l faci, trebuie să se întoarcă, da? Nu e doar pe o față. Ok? Și astea sunt cam nașpa. Le lipsesc umbrele purtate. Da? Nu e rău. Clar pentru grafică, da? Mai puțin GD-ul. Astea sunt foarte bine făcute și aici. Și grafica e foarte bună, numai că, surpriză, linia orizontului e prea sus. Dar oamenii ăștia n-au cum să intre în casă, da? Știi ce zic? Oamenii ar trebui să fie pe aici, pe undeva, imediat, poate chiar mai jos un pic. Da? Că atunci când intră aici, să poată să, da? E o greșeală de perspectivă de altă natură, să zicem, da? Dar e grafica foarte finuță, da? Da, nu e rău, dar un pic mai volumetric, trebuie să-i adăugăm un pic de cărniță pe aici, da? Cu umbriță-i scoatem cărnița asta în afară, da? Să iasă volumul cât mai expresiv. N-ar fi rău, da, mai puțin GD-ul. Aici nici măcar n-are logică, știi, că nu ai plan care e corelat cu vederea, știi, e pur și simplu un triunghi și da, n-are logică. Ok? Și ce trebuie umbrițe? Nu mi-e foarte clar de ce aici nu-i pică o umbră de la asta. Și iar și un pic prea săpată clădirea. Ea era mai lungă, să știi. Nu. Din păcate trebuie să scad pentru chestia asta. Nu mai pune iarbă, da? Marihuana, da? Frunze de marihuana, nu mai pune de-astea, da? Și pune și tu oameni. Grafica e bună, dar gândirea nu e. Da? Consistența logică e problema, da? Da, aici e clar că nu e consistență logică. Lasă că avem timp să șlefuim la acea consistență logică. Da? Adică să gândești până la capăt cum ar veni. Nu e rău. Un pic de tot prea șters așa, poate n-ar strica un pic mai expresiv, știi? Poate sta mai închis. Umbrițele un pic mai pronunțate, se vadă mai clar volumul. Putea fi de 1-6, dar e prea sec. E prea după formulă făcut, știi, și cred că oamenii aici sunt prea mici. Ar trebui totuși să fie un picuț mai mari, da? Nu uita că ei sunt de aceeași înălțime, că se duc mai aproape, mai departe, că sunt pe linia orizontului, da?
Nu e rău. Ai niște sensibilități, clar ai niște sensibilități. Da. Foarte frumoasă fațada asta. Ar fi cam de un 6-50, zic. Mai puțin cu GD-ul ăsta, că nu înțeleg despre ce e vorba. Sunt niște chestii rezolvate, altele nu sunt. Nu știu cum ai pus sfera asta, tangentă. Trebuia în vedere. Bun, și astea sunt cele corectate, da? În principiu te trag în jos. Vă trag în general în jos. Chestiile astea când ești prea... E clar că lipsesc componente, da? Ba lipsește consistență logică, ba desenele sunt prea fade, da? Prea făcute după rețetă, știi? Bun.